Actualitatea în obiectiv Cu Daniel Alexandrescu Perspective și soluții biblice la probleme contemporane Stimați ascultători, vă spun bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Actualitatea în obiectiv Sunt Daniel Alexandrescu și vă mulțumesc că sunteți cu noi aici la Radio Vocea Evangheliei București Astăzi am pregătit pentru dumneavoastră o temă zic eu, importantă pentru Biserica Domnului Isus Hristos și pentru urmașii Domnului Isus Hristos, am vrea să facem o radiografie asupra situației Bisericii Persecutate, să ne uităm un pic în trecut, la anul care a trecut, la modul în care frații noștri de credință au fost încercați din punct de vedere spiritual, fizic, unii chiar au plătit cu viața pentru credința lor. Așadar, tema de astăzi este Biserica persecutată în anul 2023. Pentru subiectul nostru și pentru analiza aceasta, ne bucurăm să îl avem din nou împreună cu noi pe Bogdan Todea, prezbiter în Biserica Izbânda din București și coordonator al Agenției de Misiune Cairos pe zona aceasta de sud a țării. Bogdan, bine ai venit în studioul Prodocens, unde și filmăm, și mulțumim colegilor de aici că putem să filmăm și video acest material. Ne bucurăm că ai acceptat invitația noastră și că ești cu noi. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație și eu mă bucur să fiu cu voi aici. Am gândit subiectul acesta pentru că. Uh, tocmai ce am intrat într-un nou an, uh, suntem în anul 2024 și uh, mereu la trecerea aceasta dintre ani se fac anumite uh, analize privind situația bisericii persecutate asupra persecuției creștinilor și sunt organizații specializate în direcția aceasta, Open Doors e una dintre ele uh, și ne propunem ca și în emisiunea de astăzi să uh, ne uităm un pic la aceste statistici. Evident, nu sunt exhaustive, dar ele prezintă cumva așa un spectru, o imagine de ansamblu asupra modului în care Biserica este sau nu persecutată și unde este persecutată. Așadar, o primă întrebare pentru a deschide dialogul nostru. Față de alți ani, anul 2023 a fost un an mai sumbru în ce privește persecuția, s-a agravat sau s-a ameliorat? Așa e, ai dreptate, Daniel. Persecuția crește în fiecare an, din ultimii 30 de ani și libertatea religioasă are de suferit tot mai mult pe întreg pământul, pe globul. Locațiile cu cea mai gravă persecuție rămân în continuare și au rămas și pentru anul trecut Corea de Nord, Somalia, Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistan, Iran, Sudan, India. Unul din șapte creștini de pe pământ este persecutat. Unul din cinci creștini persecutați locuiește în Africa. Doi din cinci creștini persecutați locuiesc în Asia. Și anul trecut se pare că au fost omorâți Aproape 5.000 de creștini, 4.998, conform estimărilor Open Doors, așa cum ai spus, este o organizație care își propune să urmărească cifrele persecuției pe globul pământesc și să ne prezinte imaginea persecuției de pe pământ. 14.766 de biserici și case ale creștinilor au fost atacate. 4125 de creștini au fost închiși pentru credința lor și se pare că în 23 din primele 28 de țări cu cea mai mare persecuție de pe pământ, persecuția a crescut în 2023 față de anii precedenți. Da, datele sunt îngrijorătoare și uh, m-am uitat și eu așa pe câteva statistici. Uh, și din cele 50 de țări care fac parte din topul mondial al persecuției, uh, foarte mulți uh, se confruntă cu niveluri foarte ridicate sau extreme ale persecuției, uh, mulți credincioși și multe biserici. Uh, acum uh, aici vom da și cifre, dar pentru ascultătorii noștri uh, probabil că va fi așa mult mai util să Discutăm un pic, așa, într-o analiză mult mai uh, concretă pe, eu știu, anumite întâmplări, experiențe. Cifrele, e adevărat, uh, îngrijorează și asta, uh, fără echivoc. Uh, ai spus de acel top al țărilor? S-a schimbat ceva în clasamentul acelor uh, țări? Um, așa este. În fiecare an se produc anumite schimbări în clasamentul țărilor cu cea mai gravă persecuție. După ce talibanii au preluat conducerea în Afganistan, după retragerea trupelor americane și ale NATO, creștinii s-au confruntat cu o persecuție extrem de gravă și în anul 2022, cred, dacă îmi amintesc bine, Afganistan a fost pe primul loc, a depășit Corea de Nord ca și persecuție în lume. Anul trecut, Afganistan a scăzut ca și loc ocupat în primele 10 țări cu persecuție și asta nu pentru că s-ar fi îmbunătățit situația, ci pentru că pur și simplu Creștinii au fost persecutați atât de mult încât au ales au avut de ales fie să fugă și mulți dintre ei au fugit, fie mulți dintre ei au fost prinși și uciși pe loc. Și am auzit mărturii și povestiri de acolo că uh, talibanii cereau oamenilor telefoanele ca să verifice dacă au cumva pe ele Biblia sau găseau orice urmă care să dovedească că ar fi fost creștini. Dacă oamenii nu le dădeau telefoanele sau nu erau de acord ca să deblocheze telefoanele, îi omorau pe loc. Iar, bineînțeles, dacă oamenii le dădeau telefoanele, ei căutau prin ele și găseau cea mai mică urmă care ar fi arătat că sunt creștini, ar fi fost de asemenea uciși pe loc. Un nivel extrem de grav al persecuției și Globul și topul s-a schimbat din nefericire nu pentru că persecuția s-ar fi îmbunătățit și pentru că au rămas puțin. foarte, foarte puțini creștini acolo. Cei care au rămas, într-adevăr, sunt um, obligați, forțați să stea ascunși, să-și țină credința în Domnul Iisus Hristos într-un mod ascuns, pentru că imediat ce ar fi prinși, ar fi uciși pe loc. De asemenea, um, în Nigeria... Nigeria este una dintre cele mai periculoase țări din lume pentru un creștin și este țara unde se fac, se, se fac cele mai multe crime ale creștinilor din lume. Sunt mai mulți creștini uciși acolo decât toate celelalte țări cu persecuție la un loc. 80% din creștinii care sunt uciși pentru credința lor, din martiri pentru Hristos, din lumea întreagă, sunt în Nigeria. O cifră alarmantă, um, numere extraordinar de mari. Chiar um, anul trecut de Crăciun, 200 de credincioși au fost uh, uciși într-un singur atac în o regiune denumită Plato. Da, Bogdan, uh, ne uităm uh, la frații noștri de credință și vedem că uh, mulți dintre ei uh, sunt. Uh, Greu încercați și așa cum uh, spunea Domnul Iisus Hristos, uh, se împlinesc cu ei cuvintele uh, că în lume vor fi necazuri și uh, chiar Domnul Iisus Hristos vorbea de acele vremuri în care uh, vor fi persecutați urmașii lui, vor fi închiși, vor fi uh, torturați pentru credință. Și chiar apostolul Petru spunea că frații noștri trec prin aceleași suferințe ca noi. E adevărat că noi, în România, încă nu ne confruntăm cu ostilitate și cu persecuție, însă avem frați de credință pe Mapamon care trec prin clipe cumplite. Așa e. Bogdan, aș vrea să ne uităm un pic la câteva din particularitățile acestor țări. Vorbeai despre. Afganistan, despre Nigeria, Corea de Nord. Ele sunt așa în top 3 cele mai uh, 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 periculoase țări din punct de vedere al credinței uh, creștine. Uh, care ar fi particularitățile lor? Uh, uh, aici mă gândesc la religia majoritară, mă gândesc la poate regimul de conducere, mă gândesc poate la. Uh, Uh, etnii, populație, stil, uh, mod de, de viețuire, pentru că toate astea concură și uh, formează cumva uh, uh, gravitatea aceasta a persecuției, cumva o generează și cumva o declanșează. Uh, e adevărat că uh, și Islamul. Dar și vedem acum că și hinduismul este o religie destul de pornită împotriva creștinismului. Așadar, dacă poți, câteva particularități să, să punctăm. Sigur. Um, cele mai multe țări, marea majoritate a țărilor cu o persecuție ridicată din lume se află în așa zisa fereastră 1040. Această fereastră. Practic este o regiune a lumii aflată între paralela de 10 grade latitudine nordică și 40 de grade latitudine nordică. Și regiunea aceasta cuprinde Nordul Africii, care este puternic islamizat. Orientul Mijlociu, puternic islamizat, de fapt este însă și regiunea mamă a islamului. India care, deși este o țară hindusă, predominant hindusă, are um, a doua populație ca mărime de musulmani din lume, are foarte mulți musulmani, China, Asia de Sud-Est, Corea, Japonia. Și, într-adevăr, aceste țări pe care le-am menționat sunt în top 10. Corea de Nord este pe primul loc, este o țară comunistă și regimul dictatorial extremist comunist, de acolo consideră creștinii ca fiind un mare pericol Uh, pentru uh, supraviețuirea acestui regim. Dar celelalte țări vedem Somalia pe locul 2 este o țară islamică, Libia o țară islamică, Eritrea o țară islamică, Yemen, Nigeria, Pakistan, Sudan, Iran, Afganistan pe locul 10, toate acestea sunt țări islamice și în țările islamice este uh, cea mai mare persecuție Singura excepție în top 10 este Corea de Nord, așa cum am spus. Um, și, în general, musulmanii sunt grupul etnic sau grupul religios, de fapt, mai bine zis, cel mai greu de evangelizat. Și cel mai ostil. Și cel mai ostil Evangheliei, așa este. Um, țările acestea au multe particularități în comun. Um, de exemplu, sunt țări foarte sărace și sărăcia nu este o cauză a persecuției, ci cred că este un efect al faptului că oamenii de acolo i-au întors spatele lui Dumnezeu, nu-l cunosc pe Dumnezeu, trăiesc în întunericul păcatului și persecută creștinii. De asemenea, sunt particularități ale acestor religii... Um, Religia islamică este, în general, o religie destul de violentă cu uh, celelalte religii, destul de ostilă, așa cum ai spus, uh, destul de puțin prietenoasă. De asemenea, uh, vedem religia hindusă, care, deși este o religie mai pașnică, totuși sunt destul de mulți extremiști hinduși uh, în India și vedem guvernul. Indian, chiar dacă la nivel legal încurajează libertatea religioasă, totuși la nivel de declarație, la nivel de declarativ își propun ca să transforme India în hindustan, adică în, într-o țară hindusă acolo unde hinduismul să conducă. Da sunt semnale îngrijorătoare și uh, noi la radio am mai și uh, dat astfel de. De știri și în mass media creștină uh, sunt tot felul de informații și uh, circulă foarte repede informațiile în zilele noastre uh, și chiar uh, sunt tot felul de apeluri la rugăciune, la mijlocire, uh, unele chiar uh, foarte binevenite. Uh, dacă ar fi să ne uităm uh, în. Uh, această zonă specifică, așa cum e denumită ea, Fereastra 1040, și la frații noștri credincioși de acolo, la bisericile creștine, aș vrea să te întreb cum, din mărturiile pe care noi le avem și le culegem, și agenția CAIROS, fiind implicată în misiunea aceasta transculturală, mai aveți anumite conexiuni cu misionari din diverse părți ale lumii uh, și mai aflați anumite mărturii și luați cumva pulsul uh, de la fața locului. Cum uh, fac față credincioșii în perse uh, fața persecuției? Uh, spuneai în Afganistan, unii au ales să plece, alții uh, au plătit cu viața lor, uh, unii se camuflează, alții aleg alte variante. Cum se descurcă și aici a se descurca în sensul bun? Sigur. Este foarte greu. Noi, în general, avem această viziune că cei care trec prin persecuție sunt foarte credincioși. Și aceasta este doar o parte a realității. Cei care rezistă persecuției, într-adevăr, sunt foarte credincioși. Ei, ei rezistă persecuției pentru că sunt foarte credincioși și în același timp persecuția le întărește și mai mult credința. E un har aparte pe care l-au de la Domnul. Este un har aparte exact pe care l-au de la Domnul și se apropie foarte mult de Domnul pentru că prin persecuție își pun încrederea în Dumnezeu în totalitate. Își pun practic Uh, uh, riscă viața lor sau integritatea lor fizică sau bunurile lor și ale familiei lor uh, și le pun înaintea Domnului și în felul acesta credința lor este testată și este întărită foarte mult. Dar în același timp, o altă imagine care este foarte puțin uh, văzută este că sunt de asemenea mulți care se leapă de credință, din păcate. Și am văzut această, aceste fațete ale realității la fața locului atunci când l-am vizitat pe fratele Daniel Olteanu în India. Am văzut creștini care s-au lepădat de credință din cauza persecuției pentru că au fost bătuți de familie, pentru că familia a alungat de acasă, nu mai avea unde să locuiască, au fost dați afară de la serviciu și nu mai aveau cu ce să-și familia. Din păcate, sunt creștini care um, au o credință slabă și atunci când persecuția vine, ei se leapă de credință. Dar, în același timp, am văzut creștini care, odată ce l-au primit pe Domnul Isus Hristos, credința lor a fost atât de puternică încât au făcut față oricărei persecuții. Um, o fată uh, pe nume Purnima s-a întors la Domnul în urma unei evangelizări făcute acolo în India și uh, venea la Daniel Olteanu, participa la slujbele religioase de la el de acasă, acolo unde se făceau acum mai mulți ani. Familia a venit, a luat-o cu forța de acolo, a dus-o acasă, a bătut-o până când au crezut că a murit, pentru că vreau să-și apre onoarea. Și apoi, când au crezut că ea a murit, au adus-o ca și moarte la Daniel Olteanu și au lăsat-o acolo. El a văzut că încă nu murise, au dus la, a dus-o la spital și acolo a stat în comă mult timp, dar slavă Domnului pentru că el a lucrat și a vindecat-o complet și astăzi este o credincioasă care îl urmează pe Domnul, are o mărturie extraordinară și lucrează pentru Domnul. Avem Domnului pentru astfel de mărturii și ascultându-te mi-am dat seama că noi uneori vedem partea aceasta pozitivă a poveștii și a fraților noștri care rezistă și care au mărturii frumoase. Mai puțin să vorbește de partea aceasta negativă. Tu ai îndrăznit și ai adus un pic în, în prim plan și partea aceasta mai urâtă ale pădării de credință, și e adevărat că aici nu e cazul să facem teologie, însă uh, persecuția nu e ușor de îndurat, și contează foarte mult uh, ca acea persoană să fie ancorată într-o relație cu Hristos, să aibă o credință autentică, și e destul de dificil să uh, faci față valului de persecuții. Vorbeai de fata aceasta, de mărturia ei. Ar mai fi, poate, și eu știu, și alte mărturii din zona aceasta, poate din alte țări. Știu că asta ajută și uneori ne încurajează și pe noi, cei de aici, dintr-o țară liberă, unde avem libertăți și ne bucurăm de tot felul de drepturi și de libertatea aceasta de exprimare, de mișcare, să putem cumva să. Ne unim în rugăciune, să mijlocim pentru ei, în același timp să conștientizăm și să mulțumim Domnului pentru ceea ce avem noi aici și alți frați de ai noștri nu au. Sigur, sunt foarte multe mărturii. Agenția Cairo, dar și celelalte agenții, și din România, și din afară, au mulți misionari, chiar și în zone foarte periculoase, și avem o familie de misionari într-o zonă apropiată în Nigeriei, în Africa de Nord dar într o zonă unde de asemenea acționează acești extremiști islamiști care acționează și în Nigeria și spuneau că această familie de misionari tânără cu copii au bagajele pregătite permanent, setul minim de haine și cele necesare pentru a putea să reziste câteva zile o săptămână două și ele sunt pregătite permanent într un loc foarte ușor accesibil din casă, chiar lângă ușă. Pentru că atunci când se dă alarma că au venit extremiști în satul lor sau în localitatea lor, ei au maxim 5 minute la dispoziție să fugă, să-și ia bagajele acelea și să fugă. În Nigeria, o mărturie ă, extraordinară, acolo unde spuneam că sunt cei mai mulți creștini martirizați din lumea întreagă, doi soți creștini, pentru a le proteja numele să spunem Maria și Andrei, ă, aveau două fete. Și într-o zi ei vorbeau despre ce se va întâmpla dacă unul din ei moare. Și soțul, tatăl, spunea că și-ar dori ca el să moară primul pentru ca uh, fetele să rămână cu mama, pentru că mama poate să aibă de grijă mult mai bine de, uh, de fete. Și mama îl tachina și spunea că ea se va recăsători, dar imediat a devenit foarte serioasă și a spus că ea are un sentiment puternic că va muri prima la scurt timp, doar peste câteva zile, soțul era plecat, iar mama era acasă cu fetele și ea a fost ucisă într-un atac islamic asupra satului lor din Nigeria. Soțul era plecat în oraș să doneze sânge la spital și soția a sunat, l-a sunat și a spus nu veni acasă pentru că islamiștii sunt aproape de satul nostru și n-aș vrea ca în timp ce călătorești spre casă să îi întâlnești și să pățești ceva. Mai bine rămâi astăzi acolo și vin o mâine. El i-a spus bine, așa o să fac și după doar câteva ore, ea l-a sunat plângând și a spus că islamiștii au intrat în satul lor, se aud în pușcături și dau foc la toate casele. A luat-o mama pe fata de 2 ani în brațe și pe fata de 6 ani în mână și a fugit împreună cu ele, dar s-a întâlnit cu extremiștii islamiști, care au lovit-o foarte tare pe fata cea mare, care uh, se ținea de mâna mamei, a căzut la pământ inconștientă și au împușcat-o pe fata cea mică care era la pieptul mamei. Uh, glonțul a trecut prin burtă fetei, iar mamei a trecut prin, uh, efectiv prin piept uh, ca o împușcătură mortală și a căzut secerată pe loc de-abia peste câteva ore rudele au găsit cele două fete uh, lângă trupul mamei și le-au luat și au dus-o la spital pe fata cea mică. Tatăl n-a mai auzit nimic de familia lui până a doua zi când l-a sunat sora lui și a spus că soția a murit, iar fata cea mică este în spital grav, uh, într-o stare foarte gravă. A stat luni de zile cu fetița în spital, n-a putut să participe nici măcar la mormântarea soției, a avut parte de trei operații și el a rămas distrus și spunea, am rămas văduv la 29 de ani, dacă știam nu mă mai însuram, de ce Dumnezeu a îngăduit să mi se întâmple asta mie, de ce mie? Și într-adevăr este o întrebare pe care tot mai mulți creștini din Nigeria și-o pun. Uh, Mohamed, un alt exemplu, a trăit în Sudan și trăiește în continuare în Sudan, s-a născut acolo într-o familie de musulmani stricți. Prietenul lui s-a convertit la creștinism și a început să-i spună despre Hristos. Mohamed a fost intrigat și a început încet încet să cunoască mai multe, să studieze Biblia și într-o duminică s-a ridicat în picioare la biserică, acolo unde participa de ceva timp și a mărturisit că își dorește să-și predea viața Domnului Iisus Hristos. Familia, aflând asta, a plănuit să-l omoare, dar din fericire el a aflat de planul lor la timp și a fugit de acasă și astăzi stă ascuns de familia lui în capitala Sudanului. Într-adevăr, sunt mărturis guduitoare și uh, pe noi, cumva, ne uh, Cercetează astfel de mărturii și ne cercetează credința, relația noastră cu Dumnezeu și uh, poate uh, și modul în care auzim astfel de mărturii lucrează cumva la consolidarea credinței noastre și, uh, în același timp, ne determină să, să fim, așa cum am spus, acei uh, frați care uh, se roagă mijlocesc pentru. Biserica persecutată. Timpul nu ne mai permite să uh, continuăm cumva în emisiunea de astăzi, dar în partea a doua, în ediția următoare, aș vrea cumva să facem și o radiografie asupra Bisericii persecutate, modul în care Biserica uh, se poziționează, crește, descrește, uh, cumva să ne uităm în zona aceea, fereastra 10-40 în țările acestea și să vedem situația bisericii în general. Acum Domnul Iisus Hristos a făcut acea frumoasă promisiune că El își zidește biserica și porțile locuinței morților nu vor uh, distruge. dană îți mulțumim pentru prezența în emisiune, te așteptăm în ediția următoare. Îți dorim mult har și binecuvântare și... Uh, ne dorim ca Domnul să ne ajute să rămânem credincioși cămării Lui. Amin, mulțumesc pentru invitație și să continuăm să ne rugăm pentru creștinii persecutați din în întreaga lume. Stimați ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunea Actualitatea în Obiectiv. Prima parte a dialogului, a discuției noastre despre biserica persecutată în anul 2023, o radiografie, o analiză. Ne-am bucurat să-l avem împreună cu noi pe Bogdan Todea, prezbită în Biserica Izbânda din București și coordonator al agenției CAIROS, o agenție de misiune. Ne bucurăm că ați fost cu noi, vă mulțumim pentru atenție și vă încurajăm să urmăriți și ediția următoare. Sunt Daniel Alexandrescu, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!